În memorie celor care noi trebuie ca să nu uităm niciodată, prin care tragedie, prin care durerea a trecut, satul nostru, deci, în memoria tuturor care au căzut pentru apărarea păcii noastre, aceste fete să ducem cu coroane de flori la monumentul Aniței Nandriș și celor care au căzut în timpul războiului stalinist, represiilor staliniste. Am pus-o în țintă, dar totuși astăzi am invitat și deputații cei care am lucrat într-o strânsă comandă din 2005, din 2006, pardon, și 2010. Deci care au sunt care au lucrat din 2006 până în momentul de față și din 2010 tot până în 2015 o mulțumire pentru lucrul care l-am făcut împreună, pentru totuși 2015, e un timp de 9 ani de zile și totul ce s-a făcut în sat, am făcut împreună, pentru că este o vorbă. Unul pe câmpul de luptă nu e. Un soldat în câmpul de luptă nu face nimic, unul singur. Adică polinivoiet. Deci împreună am muncit, împreună am lucrat și de aceea care n-au trecut, care intenționat n-au vrut să înainteze, eu din suflet vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate. Și cred că tot îți rămâne chiar așa de devotat satului nostru cum ați fost și până în momentul de față. Până cât, atâta timp cât ați fost deputați. Deci vreau ca să le mulțumesc consilierilor. Gheorghe Andonescu, am vorbit cu mult în telefon, nu s-a auzit la Mi-a dus la Odic, n-a spus al nimeni târziu. Ion Bujeniță, Ivan Constantin și Bujeniță, știți că în momentul de față foarte bolnav. Această persoană m-a susținut că desde în 2004 în continuu am fost prin alegeri, prin președinte la alegeri și în momentul de față foarte bolnav. Noi mergem la el acasă, personal merge. Deci, se acordă diploma domnului consilier Valeriu Neguțoi, în semn de apreciere pentru eforturile depuse la dezvoltarea culturală și economică a Comunei Mahala pe parcursul anilor 2010-2015. Valeriu este? Gheorghe Martiniuc.